Educazione Juvenile. L'emissione sul Corea ha un piacere essere presente per Don Nicola e Marin Cia, che rispondono bene in caso di emissioni nostre
Domnule Marincea, domnule Țicu, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți prezenți în cadrul emisiunii noastre. Domnule Marincea, sunteți născut în anul 1983.
am să încep prin niște rugăciuni. Pentru că rugăciunile sunt cele care sunt ascultate de Dumnezeu și în funcție de comportamentul creștinesc pe care îl avem, se pare că izbăvirea va fi mult mai
care a greșit și cu cel care n-a greșit. Nu pot să spun că nu mi-a fost greu să împart dreptatea, dar datorită
și acea persoană să creadă în așa fel încât efectiv că ceea ce a făcut nu este bine. Și cu a doua ocazie prevenția, da. Prevenția este mult mai importantă decât a aplica sancțiunea contravențională. Da. just
ce din ce în ce mai mult asupra oamenilor și asupra celor de la țară care au pensii foarte mici și dumneavoastră știți foarte bine și toată lumea.
clar că este cu gândul la ziua de mâine. Probleme, sigur. Gândul la ziua de mâine, la ce se pune pe masă copilul și așa mai departe, pentru că vedeți dumneavoastră, n-am cum să nu mă supăr când văd că nu pot fi creat lucruri de muncă pentru tine, în special.
Care este motivul pentru care scade numărul? Motivul pentru care scade numărul este că populația începe să învățe.
a rămas exact ca la început. Adică efectiv cu tot ce
nu le dă nicio șansă, da, pentru a se exprima, pentru a se dezvolta armonios. Practic, nu ne interesează de viitorul lor.
îngrijorată pentru ea, că moare, că te îngrijorată, că eu o să rămân. Și pentru asta, vă dați seama că merită prețuită o ființă. Vreau
să... Pentru că la plecare mi-a spus pe mine mă vrea Dumnezeu la el. Acolo nu încerc. Tu să rămâi aici pe fund, dar eu te voi vedea.
și comparată cu nimic. În situația mea, deci mă simt foarte greu în momentul în care efectiv îmi știu un copil care este plecat în sănătate, dar a plecat datorită faptului că efectiv văd filme
practic, la noi sistemul instituțiile au creat o stare în care tinerii nu știu chiar dacă au
țara asta să începem să o reclădim, dar nu putem să o reclădim decât tot cu ei. Ei dacă au plecat la noi, cine mai e? Gracias.
această rană pentru că nu acesta este scopul nostru. Dar este inadmisibil. Deci vă dau cu mântul meu, domnul, nu vreau să fac de mersuri nenumărate pentru
diyoruz. Indirilir Domnului Hristos. Veniți iubesteniți de mine. Cine căziți și împiați o dină pacea mea cea sfântă și mângâiere ca să luați. Felicitări,
Mihai Minescu la fosta școală numărul 2, de fapt școala numărul 4. Pe cine ai tu dirigintele Alexandra? Doamna Behele Lăcrămiara. Da, Alexandra trebuie
cea mai mare greșeală când cineva se bagă în viitorul copiilor. Copiii au fost foarte mulțumiți cu părinții, de asemenea au mers cu mine cantonamente, dar probabil că au fost niște jocuri de culise și cine a pierdut decât copiii. Pentru că eu foarte bine mersi, am plecat în altă locație, pot să fac asta oriunde, pentru că cunosc posibilitățile. Vă rog frumos. Eu ce pot să vă spun este cunosc de intenția dumneavoastră. Lucru pe care l-am apreciat la momentul respectiv. Ceea ce pot să vă spun este însă
că mai încet sau mai tare. De ce să pună piciorul așa sau unde să pună piciorul ca să lovească așa mai departe. Dar mi-era așa de drag de ei când îi vedeam. Exact.
copiilor noștri și în fiecare joi de la ora 16 vă invitați să vă invitați să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Te rog frumos, Antonio.
chemat tatăl și l-a rugat să intre în sicriu. Fără a rosti niciun cuvânt, tatăl s-a conformat. Fiul, cu sufletul și inima împietrite, cu mintea orbit, gândul celor ucigași a tras sicriul în căruță și a pornit în grabă spre pastie din apropierea casei. Când a ajuns la marginea prăpastiei, căruța astfel încât cu o simplă muncitură să alunce sicriul. Când să facă gestul criminal, fiul la o zi o bătaie. Glasul tatălui său rostind: Fiule, lumina vieții mele, te rog, dacă tot vrei să scapi de mine acum, ce rost ai să păgubești acest sicriu? Mai bine aruncă-mă așa neputincios cum sunt și păstrează-ți